Îl rugăm pe domnul Florin Caragiu, directorul editurii Platitera, să ne prezinte ultimul cuvânt din această primă parte a zilei, când după terminarea domniei sale ne vom îndrepta către etajul 1, holul central al bibliotecii, unde vom servi masa și vom admira picturile maestrului George Alexandrescu. Vă rog. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți aici, că suntem împreună. Mulțumesc părinților care au adus aici mănăstirea în mijlocul nostru, duhul rugăciunii, cum spunea Părintele Gherasie, rugăciunea ca atitudine integrală a existenței. Mulțumesc, salut prezența aici a fratelui părintelui, domnul Ștefan Popescu, pe care îl rugăm și sperăm să ne spună câteva cuvinte și dânsul în amintirea părintelui. Mulțumesc organizatorilor care au făcut ca întâlnirea noastră să fie atât de plină, atât de bogată și tuturor celor care au ajutat la editarea operelor părintelui, fără de care nu am fi putut face niciun pas înainte. După atâtea cuvinte pline de har, este și greu să mai adaug ceva, s-au spus foarte multe lucruri pe care una dintre ele aș fi vrut și eu să le spun, dar au fost spuse mult mai bine decât puteam să o fac. M-aș opri asupra modului în care Părintele Gherasie transmitea, un anumit mod în care Părintele Gherasie transmitea învățătura sa, și anume, în special, m-aș opri asupra acestui mod specific evanghelic, de a vorbi prin anumite parabole. Lucrul acesta făcea savoarea de multe ori și crea o foarte bună transmitere a sensului și a înțelegerii unor realități tainice, unor realități mistice. Aș pleca de la cuvântul Mântuitorului Hristos, care Sfântul Siluan, țineați mintea în ea și nu deznădăjdui, care la Părintele Gherasie suna: fă-ți în iadul în care trăiești, în iadul păcatelor, neputințelor, slăbiciunilor, fă-ți prin închinarea ta zilnică, prin rugăciunea ta de dimineață, de seară, prin gestul tău de reverență față de echipul Dumnezeu din oameni, fă-ți un colțișor de rai. Colțișor de care să deții cu toată ființa, colțișor care să crească spre acea rugăciune ca atitudine generală a existenței de care am vorbit. Spre acea conștiință de fiu. Părintele Gherasie vorbea foarte mult despre conștiința filială a omului în fața lui Dumnezeu, modelul forță al întregii sale mistice antropologice iconice a fost dată de relația cu părintele său duhovnicesc, Arsenie Praja, care a reprezentat așa o întruchipare a isihasmului carpatin de care vorbea părintele Gherasie. Reamintesc că părintele Arsenie Praja a fost întemnițat și maltratat de securitate, având să treacă la Domnul la scurtă vreme la mănăstirea Crasna. Acest lucru se cuvine reaminti și în legătură cu împlinirea 20 de ani de la căderea comunismului. O parabolă pe care revin la această transmitere prin parabole a experienței duhovnicești și a viziunii creștine
Era o parabolă foarte interesantă, era cea despre pe care aș dori să o amintesc aici, vorbește despre un om care a ajuns în iad din pricina multor păcate. Acest om avea ceva neobișnuit, ceva care a cumva stârnit și a cutremurat pe undeva tot iadul. Toți diavolii fugeau dintr-o parte în alta, nu mai știau ce să facă, fiindcă acest om avea inima. De obicei, în iad se zice că nu mai ajungi cu inima. Și diavolii vedeau omul cu inima atârnând în afară, se țineau numai într-un fir și au raportat căpetenii lor ce ne facem, că în iad a ajuns un om cu inima. Și el a zis, încercați să trageți de ea, să o scoateți, să o aruncați undeva. Nu poate să stea o inimă aici în iad, ce să caute o inimă în iad. Și atunci au tras cât au putut, s-au zbătut toți odată, câte unul după altul, au încercat să o murdărească cu tot felul de lucruri, nimic, nu ieșea inima. Și asta era problema lor capitală. În modul ăsta nu mai puteau sta ei în iad, fiind o inimă acolo, și nici erai nu voiau să se ducă. Și atunci s-au întors disperați la căpetenia lor, care a întrebat pe om, cum se face că ai, totuși ți-a rămas chiar și așa, ieșit de la afară inima. Și omul a zis că eu am făcut multe păcate la viața mea, dar în fiecare seară cădea la Dumnezeu și mă ruga să mă ierte, să mă îndrepte, și am păstrat toată viața mea dorul după Dumnezeu. Și atunci a ajuns în iad, dar am rămas așa cu inima, chiar și-a târnat în afară. Auzul acestor cuvinte, căpetenia diavolilor, până la urmă le-a zis, nu a avut ce face, le-a zis slugilor să-l dea afară din iad, că n-are ce căuta un om cu inima în iad. Și așa s-a mântuit acel om. Această parabolă cumva răspândește o lume și asupra situației în care ne aflăm în general, adică faptul de a păstra în inima noastră un lăcaș al rugăciunii, un lăcaș al închinării către Dumnezeu, creează acea formă de veșnicie care devine indestructibilă. Aș dori să mai spun câteva cuvinte. De ce prezența Părintelui Ghelasie aici? Am fost întrebat de către cineva. Bineînțeles, în primul rând, după cum s-a mai spus, au fost foarte mulți intelectuali care au fost în legătură cu Părintele din artă, știință, filozofie, teologie. Dar nu era implicată numai calitatea de specială de duhovnic, nici cea de gânditor care teologisește despre taina creștină a persoanei, taina infinit de complexă și propusă ca valoare suprem integratoare prin valorizarea ei iconică, prin valorizarea ei în relația vie cu Dumnezeu. Deci, după aceste poziții, era asumată conexiunea între diversele câmpuri ale culturii și spiritualitatea creștină. Demersurile, cunoașterile umane parțiale erau asumate așadar printr-o ermineutică iconică, printr-o ermineutică în același timp evaluatorie critic în spiritul tradiției patristice și integratoare, care ne este propusă pe baza revelației și pe marginea acestei trăiri cu implicații ideatice dense, ample și penetrante în detaliu. Practic, asistăm la una din marile sinteze patristice. În operele dânsului sunt 60 de lucrări, unele mai mici, de întindere mai mică, pe care dorim să le reedităm la Editura Paritera. Am publicat 6 volume din operele complete până acum.
sunt dezbătute teme de mare interes pentru contemporanitate, ci țin deopotrivă de teologie, știință, filosofie, psihologie, cum ar fi raportul dintre structură și formă, dintre abstract și concret, dintre ontologic și liturgic, dintre ontologie și morală, dintre idei și cuvânt, dezbaterea privind doctrina creștină despre creație și teoriile evoluționiste, despre iconicitate și structuralitate. Ne este propusă o viziune despre un isihas carpatin, cum am spus, considerat o tradiție mistică de caracter iconic, specifică locului. Practic, ea se bazează pe existența unei continuități de mesaj ținând de specificul ritualului, de practica și știrea mistică, mesaj perpetuat într-o tradiție orală încă vie, a cărei reprezentant a fost cuviosul Arsenie Praja, cum s-a menționat. Mă amintesc că în cultura contemporană există pe alocuri la anumite personalități mai remarcabile această tendință care ar putea fructifica foarte, s-ar putea fructifica foarte bine în cadrul spiritualității creștine ortodoxe. Deci această tendință de trecere de la o filozofie închisă, ideologizată, către așa numită filosofare, în care se pune accent pe viața întrupată în limbaj, pe intuiția unei vieți tainice a cuvântului, cuvântul ca opera întregii persoane, mai presus de idee ca concluzia funcției raționale, izolată de restul. Sper ca în următorii ani să reușim să continuăm și să ducem la bun sfârșit publicarea operelor complete ale Părintelui Ghelasie. Urmează un volum de mistagogia icoanei, va fi un volum de antropologie, cristologie, mariologie, volume vor urma, se vor edita acatistierile Părintelui Ghelasie cu ajutorul Dumnezeu. Și acesta totuși va fi numai un prim pas, pentru că urmează această asimilare creatoare din partea celor care o vor recepta. Acest coloviu este și el, cum a spus și Părintele, a fost un prim pas spre această întrupare mai departe în lume a învățăturii Părintele Ghelasie, atât de inspirate, atât de izvorâte direct dintr-o experiență foarte intimă cu Dumnezeu. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim pentru cuvintele care ni le pregătiți constant și vă rugăm să faceți mai departe.